Așa, salutare băieți și bine v-am găsit la episodul cu numărul 6, cred, din seria noastră Terraria. Și astăzi e un episod mare, e un episod mare pentru că astăzi, din câte puteți vedea aici, am murit de vreo 40 de ori ca să fac primul elevator de pe lumea asta, cred că și ultimul, că n-o să fac două. Trecem în hard mode, trecem în partea aia mare, aia groasă, să zic așa, jocului. Până acolo, totuși, am câteva chestii deja pregătite. Nu știu de ce e aiurea, că e și noapte, e și ploaie, e cam aiurea să începe episodul așa, da, e. Mi-a zis cineva că ca să bat, ok, că pentru a bate handicapatul ăsta de Wall of Flesh, boss-ul ăla de o să-l batem în hell, e o metodă foarte interesantă de a da ciz cu molotovuri. Eu nu știam că există molotovuri în jocul ăsta, n-am folosit niciodată. Dar aparent, dacă mă duc la ăsta, pot să cumpăr bere. Bere. Zice că cumpăr 200 de bere, da? Și după, cu berea asta, mă duc la lumul ăsta și cu alt cowboy pe care îl găsim pe mapă random, craftez silk. Zice, craftez 38 de silkuri. Și acum, când ne uităm aici în inventar, o să vedeți că pot să craftez molotov cocktail. Bagi mătase în bere și ai cocktail. Ok. Și aparent și niște alte cosmetice de astea dubioase. White string. Ok, whatever. Bun. Cu molotovurile astea, ci că dai un cheese. Uite, o să fac și eu 150, cred că ajung 150. Și că e figură mare, adică e groasă rău cu molotovurile astea. Putem să-l batem foarte ușor. Eu vă dați seama că n-am testat, m-am uitat pe el, n-am făcut nimica, deci îl cred pe cuvânt pe Dani. Pe Dani, îl știți pe ăla din joc alea cu LOL? Da, Dani mi-a zis. Deci cam asta e cu Wall of Flesh-ul și vreau să fac alte figuri aici, vreau să combin niște accesorii. Că am multe accesorii eu aici, am deblocat noi Goblin Tinker box-ul ăsta, nu box, table-ul ăsta, whatever, cu care putem să combinăm niște accesorii. De exemplu, uite, astea două de aici, putem să le combinăm într-un singur accesoriu, corect? Hai să vedem. Nu, stai, ce prost la, da, la masă, abia m-a arătat la masă și m-a dus la Goblin. Da, uite, aici putem, uite, vedeți? Și acum, ăsta mă regenerează, îmi dă slowly regenerating life și ăsta îmi dă increases mana, da? Acum, increases mana și increases mana regeneration. Deci e exact ce-mi trebuie mie pentru build-ul ăsta de mage. Ăsta, Wild Nature's Gift, mi se pare că dacă îl combin cu o poțiune de, îmi trebuie o poțiune de mana mare. Stați să văd cum fac o poțiune mare de mana. Cu un Glowing Mushroom. Ok. Aveam niște Glowing Mushroom-uri pe aici. Uite așa. Și dacă mă duc, uite, unde-i mana? Uite aici. Dacă mă duc uite aici, pot să fac o poțiune din asta mare. Și cu poțiunea asta, dacă o combin cu Wild Nature's Gift-ul ăsta, o să craftez, uite asta, Mana Flower. 8 reduced mana cost, automatically uses mana potions. Ăsta are 6 reduced. Deci e 2%, whatever. E un upgrade, e un upgrade. O să le dăm și reforger după aia ca să nu stea cu prefixurile la tâmpite. Aia nu știu ce am pus acolo, voiam să o pun la poțiuni sau autism mental. Ok. Voiam să mă duc, de-aia m-am dus la Goblin. Voiam să mă duc la Goblin pentru că în shop la Goblin putem să cumpărăm uite ăștia, Rocket Boots. Rocket Boots care, dacă ăștia noștri Hermes ne fac să mergem mai repede, ăștia Rocket ne lasă să avem double jump. Mă rog, sau o chestie de-asta, whatever. E, și ăștia doi combinați fac, unde? Spectre Boots. E basically, fugi și zbori în același timp. Vezi? Bam. Și e cool, extra mobility. Bam, bam, bam. Și uite, poți să-l controlezi așa. Așa. Și cu toate astea mai avem un accesoriu pe care îl folosim noi destul de des. Anklet. Cred că e anklet, nu? Anklet e brățare de picior, cum ar veni. Ankletul ăsta, care dă increased movement speed. Și cu, aveam eu undeva pe aici. Unde? Uite pe aici. Agletul. Astea două, combinate cu buții ăștia, fac Lightning Boots, care trimis și mai repede. Deci am păcălit-o și cu asta. Și acum ar trebui să ne mișcăm. Nu știu neapărat dacă
Bă, parcă da, ok. Jungle Rose ăsta nu ne trebuie la nimic momentan. Voiam să văd ce accesorii mai am pe aici, că mai aveam câteva accesorii care erau folosibile. Uite, ăsta cu ăsta și cu mai avem undeva pe aici o treabă și cu ăsta. Putem să le combinăm în ăsta, Rec 3000. Le combinăm pe toate trei, practic ca să nu le mai ținem în mână pe 100 dintre ele. Ok. Astea două, dacă le combinăm, uite, Brisk și whatever, putem să facem Tiger Climbing Gear. Climbing, whatever. Care spune că te lasă să te cațe pe priză, nu știu ce înseamnă asta. Ok. Te prinzi de perete, lol. Cool. Dar totuși mi se pare că astea, dacă le combin mai departe cu altceva, da, uite, poți să faci Master Ninja Gear. La care ne trebuie Tabiz. Ăștia... Hard Mode. Deci după Plantera ăștia, deci mai durează puțin. Da, anyway, bun de avut. Ca orice, whatever. Ăsta, chiselul ăsta, de ne dă bonus mining speed. Hai să vedem dacă și ăsta se craftează în ceva. În Hand of Creation. Astea, da, ok, astea sunt alte... Ok, asta e pentru endgame. Uite, a ajuns și... ăsta... Traveling Merchant. De fiecare când dau drumul la episod trebuie să vin un din ăsta. Unde e? Aici, în stânga. Hai de ce are asta de vânzare. O Fedora. Ok. Putem să fim Michael Jackson. Cool. Un flamingo. Nu dau 5 gol pe un flamingo, I'm sorry. Asta e un painting. Trebuie să luăm painting-ul. 10 gold portable cement mixer. What the fuck is that doing? Bă, să-mi schimb pălăria că oameni de ce... Hai că totuși o schimb. Dacă n-am mai avut de... Ia, hai să vedem. Da, acum sunt Michael Jackson. Mamă, nu pot să cred. Cum schimb, cum dau ăsta zoom-ul. Deci nu mai zic nimica, băieți. Nu mai zic nimica. Am păcălit accesoriile astea. O să le dau puține reforge-uri acum, cu câți bani am, că nu o să cheltui chiar toți banii. Ca să aprindem și noi niște chestii mai interesante pe ele. Uite, de exemplu ăsta cu melee speed-ul nu mă ajută la nimica. Și revin când găsesc și eu niște enchanturi mai ok pe ele. Wow! Wow, ia uitați ce upgrade mi-a picat acum. Am luat toate upgrade-urile astea. Deci pe ăsta am 3% movement speed, pe ăsta 2 defense, 2 damage, 4 movement speed și 2 defense. Da, așa. Și ia uitați ce mi-a picat acum pe magic missile-ul ăsta. What the fuck? 14 damage minus 14 mana cost și 5 nobe. Cred că ăsta e cel mai bun de poate să spice. What the fuck? Pe Waterball deja aveam ăsta care e foarte bun și ăsta are attack speed mare, deci e fix ce ne trebuie. Deci ăsta chiar sunt bune. Ăsta... ăsta n-am nevoie, are 17 damage. E ok, ăsta e perfect. Ăsta să-l bag aici. Bun, am păcălit și astea și acum ce voiam să vă arăt e că cu ăsta, cu ăsta și cu ăsta... Stați chiar să... Obsidian Skull. Grant immunity to fire blocks. Ia fiți atenți figură aici, că eu nu știam de chestia asta. Voiam să zic că... Water Leaf-ul ăla și cu Fire Blossom-ul putem să craftăm... Ăsta? Nu, ăsta. Obsidian Skin Potion, da? Care se face cu Battled Water, Fire Blossom, Water Leaf și un Obsidian. Cu care suntem absolut imuni la lavă. De ce? E asta important. E că în hell-ul ăsta este un or foarte important... care o să ne ajute în early hard mode și chiar și la fight-ul ăsta cu cum îl cheamă? Wall of Flesh. Sunt niște oruri foarte bengoase, foarte puternice, care sunt în lavă. Și e o teroare să le spargi dacă n-ai căcatul ăsta. Și văd că am suficient de două să fac. Dar bine, trebuie să fac întâi niște sticle. Dar nu știu, sticla asta, mă gândesc că îmi trebuie nisip. N-am nisip deloc. Și ăsta e rolul la elevator. Ești în cădere liberă, basically, până jos. În curul pământului. Caz printre toate cave-urile astea, toate tâmpeniile. Știu că într-un cave system pe aici trebuie să mă apuc să fac niște case ca să avem... Este pilon pentru cave. Nu știu de ce vrea să teleportez în cave, dar... Na, whatever. Să ajungi la NPC-ul ăla, I guess, nu? Pui unde-i place și... Ok. Am încercat să fac aici un dropping pool, dar n-am reușit. Ăsta e primul shadow de ăsta, shadow chest, pe care l-am deschis deja cu shadow key-ul, dar n-am luat nimica din el încă. Și ne-a picat un darkless de ăsta,
E o suliță random. Gold bar, tungsten, whatever. Ok. Din asta, dacă îmi dau și una ca să folosesc. Și haideți să ne apucăm să explorăm pe aici. A, uite, deja am găsit prima chestie importantă. Ăsta de aici de jos este un Molten Forge, care e Hellforge, whatever. E direct upgrade pentru chestia noastră, pentru furnace-ul nostru de acasă. Bun, hai să ne dăm un spelunker și un obsidian de ăsta și să ne apucăm să minăm din astea. Mamă, dar ce ai... Aiurea spuse vainurile astea, vainuri, whatever, de Hellstone. Sunt foarte adânc băgate. Partea bună e că nu ne trebuie mult, pentru că eu fiind, jucându-mă singur, am nevoie numai de un singur set de armură. Slash pickaxe, slash whatever else. Uite, așa că chiar îmi zicea cineva la un clip să-mi fac Molten Armor. Asta se poate face mult mai devreme. Poți să o faci chiar, nu știu, fix după Eater of Worlds. Numai că mi se pare că strici cumva progresul jocului, că... Da, jocul te lasă să-ți faci chestiile, dar mi se pare că e unbalanced după aia să-ți faci cele mai broken chestii de la level 1, știi? Level 1, whatever, de când începi jocul. Da, ai putea să dai cheese, teoretic, așa. Făcându-ți o armură din asta și după aia toți boșii... Na, ăsta un breeze. Dar am zis că oricum dau puțin cheese pentru că știu cumva cam cum funcționează itemele și căcata, adică nu e chiar first user experience. Deci pentru normal mode aș recomanda să nu dați prea mult cheese, ca să nu stricați experiența jocului, că n-are niciun sens. Ok, deja am 260 de ori, nu știu dacă e neapărat suficient, n-am nicio idee, nu m-am uitat înainte să văd cât îmi trebuie pentru armură și pentru pickaxe. O să iau până se termină asta de obsidian, că văd că mai am 2 minute. Mamă, câți de ăștia s-au strâns acolo, hellbats, what the fuck. Ia, hai că mergem în direcția aia. Da, și după ce termin cu astea, putem să ne apucăm de vânat chesturi de astea, shadow chesturi, că au niște arme și accesorii destul de interesante. Au și un tome, fine, pe care sper să-l prindem, că e chiar interesant. Să dăm upgrade la waterball direct. Pam. Este un boss în pre-hard mode, pe care l-am văzut ieri pe wiki și de care nu știam, sincer, nu, că pe vremea nu exista așa ceva. E un boss de snow pe care îl bați la un snowstorm. Dacă bați un anumit tip de mob de nu știu câte ori, ceva gen, un fel de king slime, dar de snow. Bă, sincer, nu l-am bătut, nu am prins eventul ăla, n-am văzut niciun fel de mob de genul. Așa că dacă vreți să-l vedeți, puteți să-l căutați pe YouTube mai degrabă, că nu cred că o să-l prind playthrough ăsta. Sau poate prin hard mode. Ok, hai să mergem sus, așa. Unde este? Așa. Ca să dăm smelt la hellstone-ul ăsta. Bun, deci putem să scoatem acest furnace vechi. Putem să punem hellforge-ul. Bun. Și aici putem să dăm smelt la... Asta, că ne trebuie și obsidian, mi se pare, nu? Da. Da, și nu cred că am suficient, nu? Sau? 38. Da, mai trebuie niște obsidian. Hai că revin, că n-ajung cu mai mult obsidian și vedem alea după. Ok, am mai făcut roți niște dobasian din ăsta. Hai să-l combin și pe restul. Bam. Uite așa, 80. Hai că poate 80 totuși o să fie de ajuns. Hai zi, domnul guide. Ce pot să fac eu cu 80 din ăsta? Deci, putem să ne facem așa. Putem să ne facem un blaster, un imp staff. Ah, deci următorul summon e cu din ăsta. Ok, 17 baruri. Ăsta îl vreau neapărat. Și Molten Armor-ul e melee, deci n-am nevoie de ea. No, da, e mult mai tanky, dar nu, chiar n-am nevoie de ea. Drill Containment Unit. What the fuck? Da, ăla e, da, nu mai zice nimica. Și ăsta sumonează niște căcăcii din ăștia. Le găsim prin hell. Cool. Dark Lens-ul ăsta poți să folosești da ceva sau... Na, e doar o... Da, e o armă de asta melee. Nu o să folosim niciodată, adică... Pam. Oh, uite ce tablou mișto! What the fuck, e cu scream! E trapped ghost, lol. Uite un...
demon din ăsta. Ăștia sumonează, scapă niște păpușele pe jos pe care o să sumonăm ultimul boss. De-aia o să încerc să nu-i omor totuși. Pentru că dacă scapă aia din greșeală, sumonăm boss-ul și nu. Nu vreau să-l bat chiar acum. Uite încă un din ăsta. Încă un din ăsta, mă, serios. Uite un obsidian potion. Ok, deci am mai făcut rost de unul. Hai să mai iau astea, picturile, că pe mine astea mă termină. Shining Moon, that's cool. Și mai e și aia de jos. Dar de jos nici nu dau seama ce e în ea. Mamă, ce faină e. Ok, și obsidian sofa. What the fuck, ce faină este astea. Au. Oh, wait. Hard obsidian rose. Unde e? What the fuck e ăla? What the fuck e ăla? Bone serpent? What? What the fuck? Stați bă, chiar scurez, mi-a picat. Magma stone. Melee attacks inflict fire damage. Ok, that's cool. Dar obsidian rose ăla mă interesa, că ăla părea interesant. Serios că nu-l văd? Obsidian vase. L-aș fi scăpat pe aici, mă? Aba, nu, uite-l! Reduces damage from touching lava. Ok. Și asta putem să-l combin cu căcatul ăla, cu obsidian scălu. Ok, asta e cool. Uite-mi cu un chest aici. Hai că știu că sunt niște iteme bune prin astea. Niște accesorii, treburi. Tot un căcat din asta. Meteorite bar, lol. Gravitation potion-uri astea o să avem nevoie de ele mai încolo, deci e bine că primim de astea. De să beau și celălalt obsidian. Uite, am ajuns în junglă, lol. Underhill jungle. Aveți vreun chest pe aici? Mă, de așa de întuneric în zona asta de nu-mi dau seama de nimica. Să mă pun și mai bine în scaun. A, văd pictura aia, îmi place. Da, asta da, ok. Cred că ars în lavă. Ars în lavă. Ferească sfântul. What? Wow, ce mișto e asta. Restoration potion, ce asta? Reduce potion cooldown. Oh, this is cool. Ok, mana regen, astea-s bune, astea-s bune. Deci, atenți, Godly Flower of Fire. Și mamă, cu aia e 15 damage, 5, what the fuck, ce fain. Throws balls of fire, deci asta e upgrade-ul pentru water bolt. Nu la asta e la care mă referam eu, dar e un upgrade. What the fuck, ce mișto e. Uite-mi cum ce stă aici. Hellwing bow, treasure magnet. Pick up range for items, ok. This is cool. Asta nu e așa de interesant. Featherfall-ul ăsta e bun. Trebuie să-l țin. Hai că iau ăsta numai de dracu de a lua, că nu am mai avut altul până acum. Ok. Hai să bag niște chestii aici. Uite așa. Acolo leagă de curățenie prin inventar. Ah, uite un chest. Ok. Deci sunt chesturi și pe aici. Hellwing bow. Ok, useless. Astea sunt cool. Ok, astea sunt faine. Potion of return, nici nu știu dacă există așa ceva. What the fuck, ce fain. Te duci acasă și după aia poți să revin apoi. Pentru că nici la minață o chestie de astea. Ok, o să fiu utile în early hard mode. Da, văd că e cam pustiu biome-ul ăsta, adică gen nu e... E mai mișto celălalt cu pillarii și așa. Ok. A, uite încă din asta. Masterful, what? Ăsta e 15. Mă, dar vezi că este mai bun, că are mana cost redus. Ok, o să folosesc ăsta atunci.
Treasure magnet. Ok, astea sunt toate faine. Ok, am ajuns la capătul mapei, că sunt fix aici și nu se mai duce mapan. E fix capătul capătului. Hai să mergem până acasă. Ce o să facem? Să sortăm și noi astea. Party girl has arrived. What? Asta e material? Nu e material, nu pot să fac nimic cu ea. Gata, putem să punem și waterbolt-ul la somn. E mai mișto ăsta. E exact waterbolt, numai că e cu foc. Ok, acum o să mă duc în hell și o să fac o detail platforma. Să văd și cât am filmat, că mi se pare că filmez de o zi. Ok, deci deja am filmat de o mamă, de o oră filmez. Bine, din nou, noi clipul nu o să fie de o oră. Mă duc în hell, fac o detail platforma din asta și cu platforma aia o să o duc până în curul pământului sau o să duc în stânga, de fapt, că în dreapta deja am explorat, zic că nu mai are rost. Și după aia o să sumunăm alo flash-ul și o să-l batem platforma aia, alergând așa și aruncându-i cu molotovuri de astea în cap. Bam, bam, bam. Am stai că l-a venit după noi. Da, bine. Ok. Ok. Bine, băieți, hai că aici începe jihadul. Pregătim molotovurile, uite așa. Ne dăm un de-asta, uite așa. Și hai să aruncăm guide-ul ăsta. Ia uitați-l, că vine. Ia uitați-l. Și de asta nu poți să treci în stânga, trebuie neapărat să mergi în dreapta, pardon, nu poți să treci prin el. Hai să dăm cu molotovurile astea. Ok, alea zboară, aparent. De ce-s așa de multe din alea? Deci alea după ce se rup din el, acum zboară, what the fuck? Bă, molotovurile astea fac treaba, nu mă aștept să fac mai mult, sincer. La ce reclamă le-a făcut Dani? Bă, oricum merge, adică nu... Ok. Never mind, băieți, stați, că-ți poate martelerea grea. Uite așa, uite asta zic. Uite asta zic, băieți. Asta e, băieți. Bun, mamă, am strâns o lacă din buci acum la final. Salt rifle și... Ah, bun, Sorcerer Emblem din prima nepicată, asta v-am zic că s-ar putea să trebuiască farmată pentru emblema asta. Increase magic damage, asta e perfect ce voiam. Cred că poate să mai pice niște iteme de la ăsta care e destul de ok. Nu știu, sincer. O să mă uit să văd ce dropuri are și revin să vedem dacă îl mai farmăm sau nu. Da, m-am uitat acum, nu dropează nimica de interes. Asta e, am primit tot ce ne trebuia. Pun hammer-ul ăsta, cu care o să facem niște chestii în episodul următor, cred, de acum. Și emblema, care, mamă, ce noroc că am apucat picat din prima asta de care ne trebuia. Care emblema asta chiar putem să o și combinăm. Deci putem să o facem, putem să facem Avenger emblem, care să dea 12 increased overall damage. Asta are 15 numai magic damage, ok. Dar nu știu de ce aș vrea asta, că dacă o știu că o să mă joc mai aici. Mă rog, o să o pun în loc de... În loc de ce dracu? Hai să chiar așa. În loc de ăsta, probabil, în loc de necklace-ul ăsta, că nu e așa de util. Îi dau și enchant. Deci am făcut la enchant urmei, ce ăsta zici că-s pe metin. Să mor de vomit. Bam. Angry, perfect, bun. Am scos-o la capă din prima. Uite așa. Bun, bă, băieți. Deci cam asta a fost episodul de astăzi. Am bătut alo flash-ul. Am scos o grămadă de iteme, ne-am dat niște upgrade-uri. Floarea asta cel mai notabil, care are, mamă, 69 magic damage. Nu prea am folosit-o la ăsta pentru că, na, până la urmă, aquaceptorul ăsta, tocmai asta era tot gimmick-ul lui cu attack speed-ul, țintă staționară, baftă Charlie. Data viitoare, de fapt de acum, suntem în hard mode, începem mechanical bosses și whatever, whatever. Data viitoare o să deblocăm ororile și, nu știu, mă mai gândesc eu ce o să facem până atunci. Da, nu uitați să lăsați un com. Un like, un subscribe, toate alea, share,
la toate grupurile de Discord în care sunteți voi, pentru că mă ajută foarte mult și boostează algoritmul destul de tare clipurile care au interacțiune. Și până data viitoare, nu uitați să mâncați carbonara. Pa, pa!